Dacă în ultimii ani universitățile din Moldova aveau din ce în ce mai puțini studenți, în 2020 pandemia de coronavirus și anularea examenului de bacalaureat au făcut ca numărul acestora să crească. Această situație se atestă la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, unde au fost depuse 1625 de dosare, adică cu o treime mai multe decât anul trecut. În schimb, a scăzut numărul studenților străini. Numărul de studenți străini programat pentru anul curent nu este mai mic decât anul precedent, însă la moment nu cunoaștem dacă acest număr planificat va fi și numărul realizat. Instituțiile de învățământ superior din țară, inclusiv Universitatea de Medicină, au anunțat primele rezultate ale admiterii din acest an. Pentru a preveni riscul de infectare cu noul virus, în perioada 8-18 august, viitorii studenți trebuie să prezinte documentele în original pentru a nu pierde locul de studii. Depunerea actelor se face în baza unei programări prealabile pentru a evita aglomerația. Astfel, la ușa universității nu se mai formează cozile de altă dată, deși numărul celor care vor să devină medici este mai mare decât anul trecut. Procedura este programată și gestionată în așa mod ca fiecare persoană ce depune originalele să nu se rețină în incinta spațiilor destinate pentru depunerea originalelor mai mult de 5-7 minute. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu dispune anul acesta de 440 de locuri la buget, cu 35 mai multe decât în 2019. Și numărul locurilor în bază de contract a fost majorat de la 342 la 596. Printre cei care vor să studieze la buget este și Olivia Grădinaru, de 19 ani, din Chișinău. Tânăra a fost admisă la specialitatea medicină cu media 9,75. M-am străduit la toate obiectele să învăț, mai ales la cele care se calculează la medicină, la biologie, chimie și la deja la limbile străine. De mic mi-a plăcut profesia de medic, eram pasionată de medicină și vreau să continui acest vis și să pot ajuta oamenii. La aceeași facultate a fost admisă și Olesia Ivanova, de 19 ani, din capitală. Însă viitoarea studentă va trebui să achite contractul anual de studii de peste 30.000 de lei, deși a sperat până în ultima clipă că va ocupa un loc fără taxă. Ce medie are acolo, dacă vreți să mă spui? 9,13. Chiar și așa nu are? Nu, când a fost BAP, cred că și notele alea că sunt mai sus. În cadrul primei etape de admitere au promovat concursul 1036 de candidați. Cei mai mulți au optat pentru specialitatea stomatologie, unde s-au înregistrat 42 de persoane pentru un loc fără taxă. Pe celelalte două poziții s-au clasat specialitățile farmacie și optometrie, cu câte 16 și respectiv 5 pretendenți. Cei care nu au reușit să fie admiși la buget la aceste specialități vor trebui să plătească o taxă anuală de la 30.100 de lei și până la 32.200 de lei. Rezultatele finale ale admiterei vor fi anunțate în 20 august. În Republica Moldova sunt 27 de universități, între care 17 de stat.